Putem spune cu siguranță că noul coronavirus a afectat marea majoritate a populației mondiale și a schimbat modul în care trăim. Celor mai multe persoane, pandemia le-a afectat semnificativ sau moderat viața de zi cu zi. Trăim în aceste vremuri incerte și contradictorii, când fiecare dintre noi a învățat să se adapteze și și-a adoptat noi moduri de a trăi. Un lucru este cert, atitudinea s-a schimbat. În primul rând, ne simțim un pic mai izolați, pentru că vrem să ne ferim de această boală și asta înseamnă să stăm mai distanțați, să nu ne întâlnim cu prietenii, să fim oarecum mai rezervați și e un mod de viață diferit pe care fiecare îl resimte după propria personalitate. Unii psihic, alții... Da, este un pic schimbat totul. În toată țara acum trebuie să suportăm rigorile legii, dar sunt prea aspre, prea de tot. Vă spun sincer, eu am, anul ăsta am plec pe 70 de ani. Vă spun sincer, eu sunt și angajat la asociație, la mine. Am mai avut scăpare pe timpul urgenței de la angajator, dar vă spun sincer că e prea de tot. Prea de tot, pe cuvânt. Uite, aș vrea să mă duc și eu pe la copii, că din... Toți copiii mei și nepoți sunt toți plecați. Mi-e frică să mă duc. Le fac și lor rău și mie. Că trebuie să stau și eu sau dacă vin de acolo, automat mă bag în carantină. Domeniul sanitar și economia au fost profund afectate de pandemie. Milioane de oameni au suferit, iar viața lor s-a schimbat radical, în unele cazuri pentru totdeauna. Am nevoie să merg la medic. Mă pot duce, am probleme, trebuie să mă operez la ochi. Unde deci nu te primește nimeni. Bărbatul meu a murit din cauza COVID-ului. Nu că a fost bolnav de COVID. El avea probleme cu inima anul trecut după Paște, pe 23. Avea nevoie să-l duc la spital. Am văzut că este rău. Îl duceam în spital, murea acolo și zicea că e de COVID. Așa a murit acasă. Teama de contactare a virusului a determinat distanțarea socială și evitarea persoanelor din jurul nostru. Totodată sunt și persoane pe care pandemia le-a apropiat mai mult ca niciodată de familie. Poate acest lucru a fost cel mai bun din tot haosul creat. M-a ordonat mai mult. Stau mai mult cu familia, cu copiii. Deci, restricțiile care au apărut în urma ordinului dat de guvern ne-au făcut să stăm mai mult acasă. Să vedem ce înseamnă într-adevăr ce apropiație. Așa eram plecați mereu. Conform unui studiu, în timp ce americanii, britanicii și francezii spun că pandemia le-a afectat semnificativ sau moderat viața zi de zi, 52 dintre nemți susțin că în viața lor nu s-au produs schimbări majore. În ciuda restricțiilor, peste jumate dintre germanii chestionați în cadrul unui studiu a afirmat că traiul cotidian nu li s-a schimbat radical în ultimul an sau chiar deloc.